Salutare, oameni buni, bine v-am găsit la nou video prin FS19. Suntem pe mapa din Mesh, salut la fermă. Nu am vrea pe aici, am pregătit platforma, vă pregătit și bătrânul TB. Trebuie să-l ducem la reparat, că... Văd că frânul nu prea am... Deja vă duc oamenii la service, mă duc să-l duc. Am 4 John Deere la discuit cu GD3-4. Am aici paznicul care păzește ferma. Deci bătrânul la reparat, că trebuie să-i zici la reparat, că nu prea mai are fără bun și... Mă rog, nu că nu mă cumpăr așa platformă, că un camionaș tip platformă. Nu, 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 și eu cu tine. Am mai îl duce și pe ăsta la reparat, că am zis, trebuie să-l ducem la reparat și am luat oameni la service. Am fost până la ei și mi-am spus că am intrat o problemă și am zis, bă, vreau să-l duce la reparat, că reparăm o problemă, schimbăm tot ce are nevoie de schimbat. Dacă tot... Nu, ușor. Dacă tot îl repare, bă, schimbe și filtrele, uleiul, tot ce este necesar la el. Asta fiind un tractor cât de cât ok, ca să merg pe el, că n-am treabă niciun timp. Ia să vedem. Nu să nu ne dăm aici. Nu știu de ce se facă. Doar nu am știu de ce se dăm în bani. Nu știu de ce se dăm în bani. Să zic, mă, de frânele, plinul. Deja au niște ce au de făcut. Deci, engineerul nostru ce face. Că face bine. Azi pot să mă suni cât timp să fie gata, adică pot să mă suni cât timp să fie gata. Vinem frumos să-l luăm și asta este. Și îl punem la treabă. Oho, am luat într-un pop. O să trec, puțin pe acasă să iau ceva. Sau nu, mă, că n-am ce să iau de acasă, că la hai să mergem. Eu nu știu dacă nu e din gunoi, să țin și eu dacă ar vrea abonat îmi vreau în curte. Și eu... Nu, oricum l-am băgat, deci trebuie să băgăm noi, că... Bună! Ce faceți, băi? Uite, deci ia până în zonă, tu. Am venit până acasă să iau și, să iau și un suc ceva, deci adică un sandwich și plec mai la muncă. A, las că e bine. A venit gunoiul? Da, dar n-am avut timp să bag ăla. A, mă scuzi, acum am văzut că l-ai băgat. Da. Bine, hai că am luat un sandwich, o cola și plec la muncă. Pot din diseară.
Gata, băieți, am luat un sandwich. Poarta nu e deschis. Da, bine, am făcut drumul ăla, așa că putem. E altă treabă. Trebuie să mai cumpăr un tractor. Să vedem ce tractor o să cumpăr, că este o belarusul ăsta. Că vreau să lucrez cu tractoare șmecheri. Bine, tractoare șmecheri. Bă, șmecheri, adică să ducă... Mi-a Gigel, mi-a zis că în ăsta tractorul a reparat, și mi-a vorbit cu cei de la World Service, că am fost și m-a zis că am fost la ei, că e fără de noi, dar am zis că am zis că cu voi. Mi-a Gigel mi-a zis să îi fac să iar și în spate. Are chiar lângă Service acolo, dacă am văzut voi, casa și cu terenul. Și mi-a zis că să-i fac și o arătură, bine că am tractorul cu un cărător cuplat, de volan cuplat la tractor. Las aici asta. Pe ăsta îl voi pune la muncă. Nu mi se mătoarea sub 29 de tăcol, nu am văzut-o. Dar trebuie să mut tractoarele astea, adică să mut DV-ul, atât mutăm, nu știu, apa. O să dau din două la poartă, că nu am de ce să fie în curte, că oricum plec cu el. Mă duc el pe casă când o fi, uite așa, las. Trebuie să dau și 45-ul la o parte, să-l pun în garaj, să-i le protejez cât de cât. Cu asta am făcut treabă, cu 45-ul am luat doar așa, să fie cam fermă. Mai care fie remorc, în lumea alta, bine remorc, că am eu roman, pentru aia. Și cam da. Tot făcut, am cumpărat un plug mare cu un John Deere. Apoi senile. Bă, nu știu, a plecat pe poartă. La limită. Silințe, așa mergem silințe. Da, mi-am pus bodyguard, v-am mai spus asta. Mi-am pus bodyguard aici. Că era, trebuia să-i scuim el. Că, na, să nu fie un tractor ceva foarte. Pentru că John Deere-ul meu a cam terminat, nu mai apare nici aici. A luat belarusul că vreau să am două tractoare străine și trei UTB-uri. Ca să avem agricultură puternic, să zic eu. Că din jurul meu cam am luat niște arătură. Am vrut să bunez și terenul ăsta care este aici. Am pus, dar văd că nu am reușit să fac nimic. Că nu am mers, că nu am vrut să... Bine că am băgat asemănat, John Deere, hai rugaci. Nu am mers ăsta mai repede, merge încet. Vedeți, de-aia mi-am cumpărat John Deere să-l pun la treabă cu discul ăsta mare. Bine, mare, că puteam să duc și cu un TV, dar trăgea săracul. Dacă l-am pe ăla cu un trăgător, nu știu ce greu trage, ăsta ori, cu 13 la oră, ăla cu 6 la oră, de-abia-l trage. Avem lucrata asta și lucrata aia pe mijloc. La pomul din față nu am să ne fac, la ăștia. Așa. Deci o să fie cât mai bine, să nu ne mai stresăm noi. O să mai reparăm micile bucăți de arătură pe care am mai rămas pe teren. Bunul ăsta. Bun. Deja ne-am cam chinuit, dar asta a venit pe terenul pe care o să avem greu. Acum sper să...